ani de antrenament, muncă și perseverență. Aceasta ar fi rețeta unui sportiv de performanță, a cărui valoare este confirmată de medaliile obținute la diferite competiții. De la această regulă nu au făcut excepție nici tinerii care au obținut medalii de aur, argint și bronz la Cupa României la Chempo. Această competiție de anvergură au participat sportivi din toată țara, iar clubul Acvila din Giurgiu a fost reprezentat de 26 de tineri, 10 dintre ei aflați la prima participare. Am participat cu mai mulți sportivi de la clubul nostru, am obținut 13 medalii, dintre care 3 de aur, 7 de argint și 3 de bronz. Un rezultat promițător pentru acesta competițional și sperăm că următoarele competiții le abordăm în aceeași măsură. Copiii au fost de la junior 3 până la seniori. Am avut debut pentru 10 sportivi care au fost noi legitimați. Au obținut locul 5, adevărat, unul dintre ei. Parte dintre ei au obținut și medalii, dar avem sportivii consacrați care au obținut, din nou, confirmat rezultatele bune care le-au obținut în competițiile anterioare. Pentru unii sportivi, rezultatele obținute au fost o surpriză plăcută, iar acum se gândesc cu optimism la următoarele competiții. A fost o competiție destul de grea, dar datorită experienței și pregătirii acumulate, am reușit să câștigăm multe medalii. Când ai venit tu prima oară aici la sal? La vârsta de 8 ani. Și câți ani ai? 10. Și cine te-a adus aici? De ce? Ai vrut tu să faci un sport? Cum ți-ai ales asta? Am vrut să fac un sport de autoapărare. Crezi că îți va folosi când vei fi mare? S-ar putea. Cum a fost la concurs? Greu, dar am luat rezultatul. Cum de ai ajuns tu în sala asta de sport plină de băieți? Am ajuns că am vrut. Adică a fost ideea ta? Da. Ce le-ai zis într-o zi părinților? Eu vreau să mă bat, sau cum le-ai zis? Da, să practic un sport. Așa, mai frumos. Cum a fost la concurs? A fost greu, dar am reușit să iau locul 2. Mitra Ionuț, locul 1 la categoria minus 60 de kilograme, junior 1. Stănica Andrei, prima lui medalie care a obținut în competiții. Locul 2 la categoria minus 35 de kilograme, junior 2. Bună, Elena! Locul 3, junior 3, prima participare. Sperăm ca în următoarea competiție, care va fi peste 2 săptămâni, să abordăm la nivel național tot așa de bine și să obținem rezultate chiar mai bune. Cu